Ziua, dragi prieteni, BZ Life, o nouă ediție astăzi. Continuăm șirul emisiunilor Dialog pentru dumneavoastră, nu doar pentru dumneavoastră, dragi eșeni, pentru dumneavoastră, dragi români, români plecați în străinătate. O problemă extrem de fierbinte, pentru, nu doar pentru orașul nostru. Veți vedea, avem în fața noastră și mulțumesc frumos după o mică aventură înainte de a începe această ediție pe un tânăr arhitect care are o experiență importantă, experiență dobândită în Occident, veți vedea de la domnia sa unde. E Marius Bortaș, arhitect, așa cum v-am spus, subiectul va fi legat de ceea ce face invitatul meu. Marius, te salut, îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua, Iași! Iată ce frumos. Arhitectura. Aș vrea să introducem așa personajul Marius Bortaș. De ce arhitectură? De unde a plecat dorința ta de a deveni arhitect? Greu de stabilit. Mulțumesc înainte de toate pentru invitații și pentru cuvintele frumoase, mai ales cuvântul tânăr. Mi-a plăcut atât de mult. Da. Tânăr probabil... Este mai mult o stare de spirit pentru mine acum, dar greu să rememorez. Probabil aș avea nevoie de un psihanalist cumva să cobor în amintirile din copilărie ca să găsesc o argumentare. Plus că nici n-aș vrea să sune a justificare. Am ales lucrul ăsta pentru că, nu știu, soarta, știu. Karma, nu știu. Sunt multe lucruri care, să zicem, putem să le conștientizăm, sunt lucruri care ne influențează fără să știm că sunt atât de prezente undeva, poate în subconștientul nostru sau. Dar a fost ceva în familie, a fost ceva care te-a inspirat, ai avut un model, o tradiție? Nu, chiar arhitecți nu, dar cuvântul Bortaș, am făcut ceva cercetări și cred că vine dintr-o familie de armeni, undeva din Heleștene, Ruginoasa. Așa. Și probabil că au fost cei care au contribuit cumva la construcția castelului Cuza, la știți că ei făceau... sculpturile alea în piatră care ornau castelele vremurilor respective. Probabil asta ar fi. Prin tradiția armenii erau cei care modelau piatra, metalul sau diverse alte lucruri. Asta ar fi una din ipotezi. Iar bunicul matern l-am cunoscut foarte puțin, dar știu că era plurimedaliat, era dogar. Iată ce interesant. Era dogar. Dar este o întreagă tehnologie în fabricarea butoailor alea, pentru că, știți, are un diametru în partea de sus, un diametru la mijloc, după aia au o conicitate, practic, în secțiuni, în doagile alea trapezoidale. Este o chestie destul de complexă. Adică, gândindu-mă cu mintea de acum, zic, nu era simplu, omul ăla trebuia ceva să calculeze. Și avea ordinul muncii clasa 1, întrecerea socialistă, ordinul muncii clasa 2, avea câteva medalii. Din păcate, nu știu, nu s-au mai păstrat. Probabil erau foarte interesante, nu doar pentru mine, chiar și pentru verișorii mei. Și cumva, probabil că... Da, mi-ar fi plăcut să le am cumva, să le am și fizic, nu doar amintirea medaliilor respective. Probabil că așa, din lupta asta cu modelarea materiei, cu așa, probabil că s-a transmis ceva. A rămas ceva și iată, ai ales arhitectura. Și vreau să le spun prietenilor noștri că tu ai activat, cred că 10 ani, nu greșesc, în străinătate. Să ne spui de ce ai ales o asemenea peste experiență. 10 ani în străinătate. De ce? De ce nu? Italia era cumva, este, cred că și acum, dacă ne gândim că peste 80% din patrimoniul cultural ar... omenirii se află acolo, sigur că pentru orice arhitect este un fel de centru de atracție din asta, un fel de ombelico del mondo, nu? Da. Și multi din reperii le avem de acolo. Arhitectura, cum o vedem noi chiar și în zilele noastre, nu ar putea fi dacă nu s-ar sprijini și s-ar dezvolta, zicem, pe arhitectura aia clasică, care o știm noi, greco-romană, din civilizația greco-romană, nu?
Asta ar fi unul din argumente. Al doilea, nu pot să neg sau n-aș vrea să, dar din punct de vedere pecuniar, sigur că din nou era o atracție, pentru că este mitul ăsta al celui care pleacă, nu se confruntă cu tot felul de primejdii, de aventuri și se întoarce înapoi glorios și cu realizări și materiale, nu doar... Și sigur că eram și eu prins în angrenajul, să zicem, în valul ăsta, pentru că era o tendință atunci, marea majoritate a celor de vârsta mea plecau. Și acum, de altfel. Acum nu prea se justifică. Atunci chiar se justifica. Deci aveam un salariu, erau colegii mei, mă invidiau cumva, cunoscuți, $100. Asta, ca să cronologizăm, să spunem în ce perioadă? O dacie costa 400, o dacie la mâna a doua, $400. Un apartament, o garsonieră, era $3000. Rezonabil, dacă este era, prin comparațiile pe care... Și avea sens, adică știai că muncești, nu știu, să zicem, câteva luni de zile și cumva poți avea o mașină mai bună și... nu e așa, o casă, visul oricărui om, să aibă o casă, o mașină, da. Sigur. Un teren? Un teren, da. Și, practic, ce ai făcut acolo? Ce... Am lucrat. Când am ajuns acolo, bineînțeles, am ajuns acolo într-un birou de arhitectură. Deci, am lucrat ca stagiar pentru o perioadă de 3 luni, atât cât a fost viza Schengen. Da. Bun, că era perioada, România nu era vorbim membru de 2001, al... de 2001. 20 de ani, dacă mulți să ne gândim, ani, da, 19 ani. Nici nu vreau să, și ce, să mă gândesc. Ce a însemnat contactul tău, ca, te-ai angajat la o casă de arhitectură, ce a însemnat contactul tău cu felul în care gândesc italienii, se raportează la arhitectură, pentru că ai spus și tu, da, patrimoniu, dacă e să alegi pe erau, construcție, sunt, Italia e locul ideal. Erau bariere culturale semnificative, vă dați seama, că veneam din Est, cu mentalitate de aici din Est, încercam să mă port cât mai îngrijit, dar oricât aș fi făcut, probabil tensiunea asta se simțea în mine. Colegii încercau să mă facă să mă simt mai relaxat sau cumva la mine acasă, dar oricât eforturi ar fi făcut ei, nu mă simțeam la mine acasă. Aveau să treacă ceva ani până când să fiu în largul meu acolo. Nu eram deloc în largul meu, mai ales că era o presiune destul de mare pe locurile de muncă. Să găsesc în abundanță, să găseau un loc în abundanță, să găsesc și acum, probabil, locuri de muncă, dar pentru munci umile. Într-un birou de arhitectură, asta însemna mai mult decât doar să știi să desenezi sau să... Deci cei de acolo erau practic o mică comunitate în care era fiul, fiica, cunoscutul, deci un străin nu era privit, să zicem, cu ochi buni. Era oarecum cu îngăduință, dar... Am lucrat fizic după ce au trecut astea 3 luni, da? Fac și o mărturisire publică, am fost clandestin, deci okay. Am încărcat legile Europei. Probabil că mulți ar să... Da. Oricum faptele spre scrise, așa că nu... Faptele spre scrise, da. Am lucrat fizic în șantier. Da, câțiva ani de zile am lucrat în șantier, cumva am plecat de jos, de la munca de necalificat. Urmând ca apoi, încet cu încetul, să înțeleg care sunt mersurile, să fiu apreciat pentru ce făceam și să am un oarecare statut. Dar nu era mulțumit, pentru că oricum era inferior statutului care l-aveam în România. Așa că mi-am continuat studiile acolo. O trebuie să-mi echivalez ceva din studii, destul de cumva stânjenitor, pentru că o trebuie să-mi dau examenul de clasa 8 sau ceva în genul ăsta. Am înțeles, da. Și mi-amintesc că făcusem și o eroare la matematică și abia așteptat profesorul de acolo să mă penalizeze. Cum e, domnul arhitect? Cu matematica, da. Da. Vă dați seama că presiunea era mare, plus textul citeam din italiană, contratimp, mă rog. Da,
până la urmă le-am rezolvat cu succes. Nu am trecut examenul. Era o eroare pe care cei de acolo au speculat. Significant, am înțeles. Ai simțit presiunea asta a celui care vine din Europa de Est? Pentru că și acum, sigur, și acum e exact ce ai menționat tu. Românii sigur. Merg, dar majoritatea sunt pe joburi pe care autohtonii nu prea le este o discriminare solicită. Cu siguranță și dacă ar trebui să mă reîntorc din nou în punctul ăla, nu știu dacă este posibil lucrul ăsta, probabil că dacă ar mai fi trăit Einstein ar fi inventat ceva, dar dacă m-aș fi regăsit din nou în punctul ăla, probabil n-aș mai fi făcut aceleași alegeri. Nu că mi-am echivalat clasa 8-a. După aceea am mers la Universitatea din Siena, am avut niște cursuri, mi-am dat niște examene, am un certificat de limbă italiană la nivel C2, deci nativ. Și acolo a fost o perioadă de timp, nu a fost ușor. Nu vă închipuiți că din prima am trecut examenele respective, o trebuie să le redau și ok. În final... Visul fost... tău și dorința ta, scopul tău da, pe care ai plecat, a fost ăla, să vorbesc, vă dați seama, cineva venit din Est are stigmatul ăsta al accentului. Ajungând acolo, cum probabil avem și noi moldovenii când ajungem la București. Și asta e adevărat, da. Ei, ajungând acolo, aveam stigmatul ăsta al accentului și am făcut tot posibilul să vorbesc limba italiană, cel puțin la fel de bine ca și ei. Și da, după aceea am intrat cu fruntea sus și m-am angajat într-un birou de arhitectură. Adică, na, inițial ajungând acolo, nu m-a întrebat de diplome, nu m-a întrebat de certificări, nimic altceva, ce știi să faci. Și au zis că, uite, îți pot asigura o anumită cifră cât să-ți acoperi cheltuielile pe o perioadă de probă de vreo lună de zile. Ei, după o săptămână eram deja angajat. Școala de arhitectură din Iași este destul de bună. Se mai poate îmbunătăți, va fi probabil orice, cu siguranță orice... da, îmbunătățită, dar la, în momentul ăla, pentru, cu pregătirea care o aveam eu și gândiți-vă și o pauză de câțiva ani de zile în care nu profesasem, doar lucram așa la nivel de hobby pe computerul meu personal, acasă, dar nu, la nivel profesional nu lucram. Să intru într-un birou de arhitectură și să fiu bine acceptat, chiar bine cotat printre primii de acolo, înseamnă că da, pregătirea profesională de aici din România... este una de calitate. Sunt și meritele mele oarecum. Mai, bineînțeles, e clar că era fondul nativ al tău, cel care te-a ajutat, a completat reușita ta. Ce înseamnă să fii arhitect? Pentru mulți dintre noi care nu suntem, suntem poate cetățeni care... Bun, vizual te gândești când te uiți la clădiri și la ideea de arhitectură. Dar ce înseamnă acest univers al arhitectură? Înseamnă o responsabilitate foarte mare. O responsabilitate foarte mare pentru că, să zicem, dacă un designer amenajează un interior și își asumă o responsabilitate pentru o familie pe o perioadă de, zicem, 10 ani de zile până renovează din nou casa, un arhitect, deci ce face el, are un impact vizual și cumva contribuie într-un fel pozitiv sau negativ la... mai multe aspecte care țin de societate. Deci, chiar și nivelul de trai și de bunăstare, știți, e altceva când ești într-un loc, într-un loc bine făcut, bine organizat, da, cu, care respectă anumite standarde estetice, și altceva când probabil că și mulțumirea noastră sau cheful de muncă se răsfrâng toate asupra vieții noastre. Deci arhitectura are profunde implicații asupra subconștientului, asupra calității vieții. Cred că reflectă. Reflectă. Cred că asta ar fi sintagma. Calitatea vieții este în bună măsură condiționată de calitatea arhitecturii. Plus că noi transmitem informații într-un mod mai codificat, pentru că este vorba de materie, nu este un limbaj al cuvintelor sau al, este un limbaj al vizual, nu? Sunt simboluri, sunt diverse elemente cu care comunicăm. Deci frumosul ăsta care încercăm să-l exprimăm este, să zicem așa, o expresie
a multor elemente care sunt înglobate în rezultatul ăla final. Și aici vedeam clădirile astea care rulează aici în spate. Legat de oraș, interesant că citisem mai mult material din asta în legătură cu... Deci Umberto Eco era pendulul lui Foucault și ce mai avea? Nome de la Rosa, nu? Și interesant câte mesaje pot ascunde clădirile astea. Dintotdeauna au fost cumva o dorință arhitecților de a își lăsa o parte din personalitatea lor sau într-un mod cifrat în care doar o elită sau doar cei inițiați să poată citi mesajul ăla. În zilele noastre probabil este mai ușor accesibil, nivelul de cultură generală a crescut mult, mesajele care se transmit se adresează unei categorii mai largi de public și de aici responsabilitatea despre care vorbeam inițial, mai mare, pentru că trebuie să știi ce anume transmiți. Corect. Să ajungem și la orașul nostru. Orașul nostru de ani buni, iată, așteptăm poate odată și odată acest PUS de care se tot vorbește, planul urbanistic general. Cum arată Iașul? Cum vezi tu Iașul? Pentru că ne referim la felul în care s-a construit, se va mai construi. Eu, sincer să-ți spun, e opinia mea de ieșan, nu sunt mulțumit, dar aș vrea să aud profesionistul care are toate elementele. Ne-am explicat de ce așa și de ce nu așa. Da. Ei, adică acum vă dați seama, trebuie să mă relaționez într-un anumit fel față de Breaslă, față de Ieșeni, față de... O să vorbim că ne adresăm ieșenilor, fără nu e vorba de a acuza pe cineva sau de a stigmatiza sau arăta pe ideea cineva. Ideea e că vreau, nu vreau, de acum fac parte din sistem. Până acum am fost un outsider, am fost plecat, mi-am, să zicem... O bună parte din cariera profesională mi-am făcut-o acolo. Am ajuns aici, a fost o perioadă destul de lungă. A fost mai greu să mă adaptez în Italia ca emigrant decât cum ați întrebat. Da. Cu toată discriminarea aia negativă și cu tot ce era acolo, a fost mai greu, mai ușor să mă adaptez acolo decât să mă adaptez aici. Mi-a luat foarte mulți ani, a fost foarte greu. Mi-a venit mai ușor să înțeleg pe aia care au o cultură străină mie decât pe proprii mei semeni. Da, sunt greu de înțeles. Sunt tot felul de interese, de grup, interese personale. Vă dați seama că suntem o comunitate și aș accentua mai mult pe chestia asta, pe ideea de comunitate decât pe ideea de individualități și de greșeli. Pe ceea ce s-ar putea face, știe ce s-ar putea face împreună ca și comunitate, decât cum arată Iașul, arată probabil ca nenumărate multe alte orașe evident din lumea asta, da, care sunt într-un proces de evoluție, sunt într-un proces incipient. Sunt foarte multe stângăcii, sunt foarte multe erori. Apropo de Pugul ăsta, ideal ar fi fost să existe Pugul inițial, da, ca oamenii să știe cum anume și în care parametri se poate construi. Dar Pugul acum se constituie practic dintr-o sumedenie de puzuri mai mici, un fel de puzzle. Și dacă într-un stat puternic, cu o municipalitate puternică, probabil că ar fi fost suficienți bani încât să plătească o echipă de buni profesioniști care să facă lucrul ăsta. Pentru că e datoria municipalității să facă Pugul. Dar probabil că la noi cumva lucrurile au fost devansate, au fost cumva date peste cap, pentru că lucrurile au început să se miște mai repede decât ceea ce se făceam. Deci faptic era una, scriptic era mult în urmă. Și da, s-a construit foarte mult. Nu este doar, să zicem, parțial este și cumva vina, hai să mă includ și eu, vina noastră a arhitecților, dar în bună măsură, să știți că este și vina beneficiarilor. Am observat un lucru. Dacă vorbim, văzusem niște filme documentare de după Revoluție. Cât de stângaci erau îmbrăcați oamenii, cât de stângaci se mișcau, se exprimau, modul de a se relaționa între ei era cu totul altfel. Urmărind același film peste 10-20 de ani până în zilele noastre, deja oamenii se îmbracă mai bine,
deja când intri într-un mijloc de transport în comun, e ok, vara, pentru că era o problemă la nivel olfactiv destul de serioasă, deja arată mai bine. Deci se vede că este o societate, dar privită cumva cu ochi obiectiv din exterior. Da. Nu am aroganța, adică eu nu sunt și eu membru al acestei comunități. Dar făceam o analiză cumva în măsura în care un om poate să fie obiectiv și detașat. Dar sunt subiectiv și sunt implicat, sunt în mijlocul comunității. Este o evoluție care nu se poate nega. Și totul trebuie să plece de acolo, până nu se formează o masă critică a unei majorități care are conștiința, să zicem așa, civică, este greu ca un arhitect. Eu, dintr-un proiect, să zicem, fac un proiect de casă. Da. Știți că 80% este educație. Este în încercarea mea de a face arhitectură, eu trebuie beneficiarul respectiv să-l aduc de la nivelul lui la un nivel cât mai apropiat de ceea ce mi-aș dori eu să am în fața mea ca interlocutor și ca beneficiar. Deci nu este ușor, este foarte greu. Deci unii dintre ei vin cu un proiectel făcut, ei, niște jocuri din astea pe telefon sau diverse și zic, omule bun, dar știi, uite, este nordul într-o parte, ar trebui să ții cont de lucrul ăsta ca să ai... Și ce dacă e nordul? Păi, uite, că nu ai însoriri în living-ul ăsta și hai să găsim o soluție, că s-ar putea găsi o soluție mai bună, o întrevăd. Ar fi... Nu, este atât de setat pe lucrurile alea sau pe niște imagini. Vă dați seama că vine cu un segment din ăsta din Palatul Culturii și zice că și-l dorește. Da. Greu să explici costuri care erau pe vremea respectivă, vă dați seama, tehnologia, materialele, mâna de lucru calificată ca să fălțuiască tabla respectivă, să o îmbine sau să facă finisajele alea, modanaturile alea, e destul de greu. Deci este o luptă, uneori reușesc, alteori renunț el, unul din noi renunță în final. Da, am câteva proiecte în portofoliu care sunt reușite, altele reflect, cum se zic, dialogul ăsta a fost dus cu oarecare succes, dar nu chiar până la final. Am înțeles. Stăm și din acest punct de vedere, ai atins tu subiectul, era o întrebare a mea. Contează foarte mult și noi ca beneficiari, atunci când venim în fața unui arhitect, să înțelegem și să ascultăm ceea ce spune arhitectul, pentru că observ și eu zona metropolitană, s-a dezvoltat, bun, dar nu pare așa o chestie care să țină de o, nu neapărat să fie totul la fel, dar să-ți dea senzația că e un întreg ceea ce vezi. Ori nu prea văd, tu da. Cu atât mai mult nu vezi. Da, sigur că Pugul în cazul ăsta ar fi fost foarte bun pentru că ar fi reglementat, să zicem, chiar în amănunt, chiar la nivel de texturi, de finisaj, de cromatică, ar fi reglementat o anumită zonă și atunci ar fi avut un caracter unitar. Pe de altă parte, ce vedem noi în Occident, că ne raportăm, nu da. Este un merit exclusiv al lor. Noi, ei au beneficiat de un plan Marshall, noi am beneficiat, între ghilimele, de 10 ani de daune de război rușilor. Cam greu să comparăm lucrurile astea. Acolo este o societate așezată. Este o societate care a evoluat firesc și în mod natural. Aici la noi cam au fost dat peste cap lucrurile și... Da, se vede dezvoltarea asta haotică, dar nu se vede doar la nivel urban, se vede și la nivel politic, se vede peste tot că este o... Probabil că lucrurile au să se așeze. Eu așa văd că lucrurile converg către ceva pozitiv, către ideea de comunitate despre care vorbeam la un moment dat. Pas cu pas și se vede și alegătorii devin mai responsabili. Parcă este o oarecare îmbunătățire. Da, da. Dar e greu să... noapte nu se poate schimba. E greu. După 50 de ani de comunism, lucrul ăsta a modificat o mentalitate. La nivel profund, vă dați seama că generația părinților noștri, probabil care erau de undeva din mediul rural, a adus
în Iași cu industrializarea asta forțată, în blocurile respective, un oarecare entuziasm, dar balconul trebuia închis cu murăturile acolo, pentru că erau obișnuiți cu chestia asta. Da. În subsol, din nou închisă chestia aia pe bloc, dacă s-ar putea un fel de acoperiș cu și acolo ceva spații depozitare, porumbei diverse. Da. Sau sunt care cultivă prepeliții sau nu știu. Au da, ceva. Da, sunt situații da, de acest da, da. Deci vă dați seama că e greu. Suntem practic la prima generație de ieșeni, noi. Probabil că avem da. Vârsta apropiată. Da. Da. Părinții noștri, ca marea majoritate a ieșenilor, Iașu era un oraș unde erau foarte mulți evrei. Este cunoscut pogromul de la Iași. Au rămas foarte puțini. Evrei erau comunități de armeni, de evrei, minorități, este greu acum să le... Să le romi, probabil. Da, da, trebuie romi, să fii foarte, e, foarte atent cu terminologia. Exact. Într-un târg, ei erau majoritari, știți? Adică, de fapt, asta înseamnă un târg. O societate din astea pestriță și multietnică, foarte colorată, din care au dispărut bună parte dintre ei fiind evrei, da. E, acum, noua generație de ieșeni nu sunt chiar ieșeni, sunt origini, da. Veniți din diverse așa, zone. Și atunci e sigur că e destul de eterogen structura asta socială. În alte părți, vă dați seama că orașul s-a dezvoltat în etape. Deci foloseau cărămidă și țiglă. Toți în perioada respectivă foloseau cărămidă și țiglă pentru că și-a dezvoltat orașul. După care, orașul istoric, s-a dezvoltat orașul nou, să zicem ăsta mai tehnologic, care toată zona asta, cartierul respectiv, are caracteristicile alea, beton și așa mai departe. E, la noi lucrurile astea s-au întrepătruns, sau cum spuneam, s-au construit... Cred că vorbesc cam mult. Nu, vă dau posibilitatea să structurați dialogul, dedicată, da? Dedicată ție. Aș vrea să vorbim și de zona istorică pe care o mai are orașul nostru, pentru că am observat în ultimii ani, am fost cu toții și avem tendința de a compara. Uh-huh. Am văzut, de exemplu, ca să dau edificator, orașul Bruxelles, unde am văzut un oraș care are o arhitectură și o istorie, dar am văzut și noul, am văzut și zona de business și zona de clădiri înalte, betoane, sticlă. Ori la noi, cred că perioada de după 1945 și până în 90 a contribuit decisiv la pierderea din ceea ce înseamnă mare parte din clădirile, monumentele pe care le-am avut noi? Da, iar ce-a mai rămas au avut grijă. Au avut grijă și cei de după. Da. Nu, e o poveste destul de tristă. Aici vinii sunt cumva, mă rog, domnul profesor Cotiugă. Da, salutăm pe domnul profesor Cotiugă, da. De la Facultatea de Istorie, probabil că ar avea mai mult de dispus. Avem un lucru în comun. Domnul profesor, da. Nu a fost ambilor. Am dorul la profesor. Da. E un mare... Da. Nu știu ce să spun și să fiu și diplomat în același timp. Cam greu să pot, nu pot. Nu încearcă prea să fie așa cum gândești. Următoarea întrebare, aș putea să trecem mai departe. Nu, e o tristețe foarte mare că încă în zilele noastre alții au găsit soluții. Deci avem exemple cum ar fi Aradul, cum ar fi Oradea, în care au găsit niște soluții ca centrele istorice care erau alocate cumva familiilor nevoiașii, romi în special. N-am nimic cu... Asta e o statistică, nu e ceva de o chestie personală, iar statistica nu e opinie, e matematică, datele sunt certe. Și atunci erau locuințe sociale. Cumva lucrul ăsta trebuia să fie în conformitate și cu noua orânduirii care spunea că casele respective aparțineau clasei exploatatoare și atunci cumva ca
cum ar fi penalizat sau cu o palmă morală, atunci au pus clasele defavorizate în, în casele celor bogați, nu? Probabil cu foarte mult entuziasm din partea unora, cu mai puțin din partea celorlalți, da. Da, vă dați seama că să locuiești în propria casă, să fii ostracizat într-o bucătărie sau într-o cămăruță, iar restul casei să fie, nici nu vreau să-mi închipui, plin de alte persoane, de străini care se împartă aceeași propria ta locuință cu tine. Au fost timpuri destul de urâte, probabil, pentru proprietarii de case, care au mai supraviețuit. Da. Și acum te-aș întreba, mai putem salva ceva din ceea ce avem? Pentru că hai să ne uităm pe strada Răpușneanu. O mică porțiune a mai rămas. Sau Păcurari. Sau să spunem cu Zavodă. Da. Unde încă se mai văd. Cu Zavodă, da. Da. Dacă se mai poate, sigur. Mai putem poate. Salva ceva? Sigur că da. Cum ai vedea tu? Cum aș vedea? Eu în privința asta sunt modele de bună practică în lumea largă. Este modelul celor de la Oradea, care pot să-i dau de exemplu și pe domnul primar Bolojan și cei de acolo. Au găsit soluții pentru așa ceva. Unele dintre ele sunt, fațadele sunt cu bani publici. Sunt refăcute, alea care aveau importanță pentru comunitate, cu importanță mai mare. Iar altele, da, eu am o locuință la Oradea. Mă impozitează, acum sunt în șantier cu ea, renovez fațada, pentru că dacă nu impozitul e de 500%, deci 500% impozitul. Și iată. Pot să zic ceva, pot să mă plâng? Nu, sunt bucuros, pentru că întregul oraș va arăta mai bine. Mica mea căsuță va avea o valoare pe piață mult mai mare. Da. Așa, și vom avea cu toții de câștigat. Este ok. Sunt de acord cu lucrul ăsta. După aceea, locuințele care au fost inițial alocate, să zicem, locuințele sociale, au găsit o soluție în care undeva mai puțin central, ca să nu zic periferic, da. Le-au dat o alternativă. Se pot da alternative. Am înțeles că ei pot să refuzi două din trei sau ceva în genul ăsta. A treia cumva sunt obligați să o ia. Adică li se dă o alternativă, două alternative și a treia trebuie să o accepte. Pentru că interesul comunității primează interesul individual. La Iași nu prea vedem acest lucru. Nu prea. Este o casă atât de frumoasă, știți, între trei ierarhi și zidul din cintă al Catedralei Catolice. Da. Da? Deci, am vizualizat. Străduța aia în capăt. Este într-un capăt, referi la cea. Este capăt de perspectivă. Deci de pe Ștefan cel Mare este o străduță care e așa și da. E, și este capăt de perspectivă acolo, frumos, o căsuță foarte faină. Căsuță, este destul de mare. Și într-un nivel de degradare foarte mare. Sunt alea din Păcurari. Zona aia din Păcurari ar fi putut deci ar fi putut fi făcută. Oarecum salvată. Da, și că este chiar intrarea în ea și ar fi putut să fie salvat. Păcat. De acum cam greu. Au apărut inserții de clădiri. Noi, alea vechi s-au deteriorat. Fiecare, pentru o clădire din asta istorică, fiecare an care trece poate să însemne sfârșitul acelei clădiri. Da, va fi recuperabil, pierdut. Da. De ce presiunea asta pe zona centrală în a se construi. Este ceva normal, firesc. Zonele centrale au densitate mai mare, iar orașul este un organism viu. Îl citez aici pe domnul profesor Ciolacu. Apropo, da, iată, da. Este un organism viu în plină dezvoltare. Ideea e că cineva, ca și un copil, nu gândiți-vă la teribilismul adolescenților, cineva, un adult, ar trebui să-l tutelezi un pic. Iar rolul de tutore este al municipalității. Ar trebui să aibă pârghiile respective prin care să motiveze, că nu doar să sancționeze, da. Să motiveze, să sancționeze, așa încât să obțină ceea ce își doresc. Cred că nu sunt cel mai măsură să dau sfaturi despre lucrurile astea. Eu am experiența asta a celor peste 10 ani de zile trăiți acolo și în Italia. Și atunci cumva analizez, pentru că vă dați seama, după ăștia 10 ani, cumva identitatea mea a avut oarecare modificări.
Și atunci a trebuit să mă analizez cu ochi critici chiar și pe mine. Cine sunt eu? Să-mi pun întrebările alea existențiale, nu? Să mă redefinesc, să mă autodefinesc din nou, cine așa, în contextul ăla, în contextul ăsta. Și atunci probabil că de asta am detașarea asta, pentru că reușesc cumva să văd și din exterior lucrurile, nu doar din, ca membru al comunității. Și acum să ajungem la întrebarea. Da. Ai plecat, sunt 10 ani, și totuși ai decis să te întorci. Da. De ce? Și să ajungem ușor, ușor la proiectul tău de acum. Da, aceleași motive care m-au determinat să plec, aceleași motive m-au determinat să întorc. Până la urmă, cândva, când mi spunea întrebarea asta, chiar reacționam oarecum rău, pentru că și întrebarea era pusă, nu ca dumneavoastră, elegant, dar cum te-ai întors? Adică cumva deranjați, adică noi toți ne dorim să plecăm și tu, adică cumva gestul tău e o insultă pentru noi toți. De ce te-ai întors? Știi? Ce cauți aici? Da. Și e destul de nepotrivită chestia asta. Adică cum să justific eu motivul pentru care m-am întors acasă? Când mi se cereau justificări. M-am întors acasă pur și simplu. Nu-mi trebuie justificări pentru lucrul ăsta. Dar pentru a te întoarce acasă. Corect. M-am întors acasă. Oarecare justificări mi-ar fi trebuit ca să plec, dar ca să mă întorc, nu. E un lucru care îți vine cumva natural. Sunt părinții, familia, prieteni, locurile, dragi, natale, eu știu, sunt multe alte lucruri care... Plus că, în afară de lucrul ăsta așa patriotic, mai sunt și lucruri materiale. Cum ați văzut, raportul între un salariu și un, valoarea unui apartament era unul, raportul ăsta în zilele noastre este altul. Adică raportul între salariu de acolo și salariu de aici este altul. Deci nu, justificările care le-am avut inițial nu mai erau valabile. De actualitate, da. Plus că se deschid noi orizonturi. Când te apropii de un orizont, te aștepți să găsești anumite lucruri. Ei nu, orizontul ăla nu e o linie concretă, fizică. Să spui că până ai ajuns la orizont. Da. Nu ai ajuns la orizont. Odată ajuns acolo, se deschid alte orizonturi. Și atunci, sigur că da, odată ajungând la orizontul așteptărilor mele, am un portofoliu destul de... Hai să vorbim. A fost o perioadă destul de intensă acolo în Italia și am lucrat proiecte mari și multe. Și chiar aș putea spune că m-am format profesional. Că, să zicem, pregătirea o aveam. Da. Dar ca formare profesională, aș spune că ponderea mai mare este acolo decât aici. Dar nu vedeam un orizont, pentru că oricât de bine aș fi fost cotat în birou respectiv și parcă nu mă vedeam ieșind la pensie lucrând în birou ăla. Adică am zis că aș putea să fac mai mult decât atât. În Italia populația este într-un trend descendent. Îmbătrânite. Îmbătrânite. Țările cu cea mai îmbătrânite. Nivelul de urbanizare este destul de mare. Iar cei de acolo au prima casă, a doua casă sau a treia casă. Unele dintre ele moștenite de la părinți, de la bunici. Deci, mai greu să-și construiască o altă casă. Da, cam ce făceam noi acolo, biroul nostru lucra pentru oligarhii ruși, care își cumpărau pe coasta de ajur, renovau sau reconstruiau sau, mă rog, modificau diversi. Sau la ei acolo, în Kazakhstan, în Azerbaijan, în Ucraina. Deci erau proiecte destul de mari, dar erau în alte parte. În Italia, foarte puțini. Nu știu, Muzeul Regina Margherita și cam puține lucrări efectiv în Italia. Dar nu era un muzeu, era o vilă veche care aparținea familiei regale și care a fost aparținea municipalității și au făcut restaurat-o, da? Refăcut-o. Da, tot la fel, cu bani europeni, cu bani publici, mă rog. Și acum te-ai întors, faci parte dintr-un startup. Da. Vreau să ne spui despre echipa. Cred că sunt spre final cu startup-ul, nu știu dacă mai... Și aș vrea să fac o precizare. Startup-ul de obicei este asociat cu Startup Nation și destul de
nu beneficiază de o faimă foarte bună. Sper ca cei care mă aud să îmbunătățească un pic, pentru că algoritmul de acordare și de banilor, a finanțărilor respective nu au fost bun, iar statistica arată un lung șir de eșecuri și de reeditare a acelorași eșecuri. Eu am beneficiat de un, să zicem, startup din ăsta, organizat de Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi, cu finanțare europeană, deci nu cu finanțare națională, cu finanțare europeană, și a fost vorba de un concurs de idei de afaceri. Cam așa. Candidați, nu știu, au fost câteva sute. Peste 400. Peste 400. Spunem că da? Ideile voastre okay. au fost selectate din peste 400. Alte 400. M-am clasat în, mi s-a spus, în primii 5. Acum, în primii 5 nu mi s-a dat un indiciu, iar eu n-am vrut să arăt că sunt chiar atât de cu toate că mă frământă lucrul ăsta. Da. Și atunci am zis că dacă în primii 5, presupun că dacă eram al 5-lea, mi s-ar fi spus. Deci am zis că primii m-am clasat pe locul 4, presupun. 4, poate și 1, poate 2, nu poate cred, 3. Nu știu, și nici n-am avut curaj să întreb. Adică am lăsat-o și eu așa. O să întreb la un moment dat dacă face diferență lucrul ăsta. În condițiile în care mi-am făcut singur proiectul, da, deci cap-coadă, am făcut vreo 3 variante, au fost unor nedormite, m-au ajutat și mulțumesc aici Monica Constantin, vreau să, care a fost mereu alături de mine, mai am colegi, Daniela Varzar, care este o contabilă foarte bună, expert contabil și pe partea de finanțe. Eu proiectul cumva l-am redactat și l-am știut, am știut ce fac acolo, pentru că este vorba despre profesia mea. În schimb, pe partea de finanțe, o trebuie să mă consult cu ce. Eu am terminat un liceu de finanțe contabilitate, economic, nu. Salut pe foștii colegi, dacă. Da, de ce nu? Dar vă dați seama, cu mulți ani de zile în urmă, și nu era chiar pasiunea mea. Bănuiesc că și părinții la perioada, la momentul respectiv, liceul era binicotat, un top, foarte bine cotat. Da, era o concurență de peste 4 pe un loc. Când am fost greu. A fost greu, dar n-ai renunțat. Da. Ok. În perioada aia nu prea aveai de ales și oricum, probabil, eram un copil bun, învățam eu, dar și știam că e o responsabilitate, că mi s-a zis așa, ești deștept, da, e asta, să știi că ar trebui să te facă să te simți mai responsabil, pentru că ești responsabil și pentru alții, că trebuie să-i ajuți și pe alții, cam așa mi se spunea. Ca să părinții. Lămurim pe viitorii că noștri. Nu-i niciun merit, te-ai născut așa, nu-i niciun merit a tău. Deci tu practic coordonezi societatea Arhivolta, studio de arhitectură, da? Un startup înființat în cadrul proiectului da. Smarter, susținerea mediului antreprenorial din România prin tactici economice regionale, n-am să citesc exact, că e o înșeluire lungă. Da. Bun. Obiectivul specific era creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Și iată studioul tău, vorbeam de cei 400 înscriși și începând din luna iulie 2019 funcționăm în această formulă. Istoricul biroului de arhitectură este unul mult mai vechi, trebuie spus că nu e doar din anul 2019. La bază echipa arhitectul Marius Bortaș cu un background decenal, vorbim de cei 10 ani pe care i-a avut-o în Italia. Unde ai lucrat, povesteai tu de biroul în care ai lucrat. Ce face, ce oferă, ce viziune ca arhitect are Marius Bortaș? Aș spune că încă la început. Dacă se poate spune așa, da. Cu toate că anumite trăsături trădează că nu-i chiar un început. Da. Cu ce vine un nou sau care ar fi viziunea care mea? Care este viziunea ta și
Cum vezi tu a fi implementată? Pentru că deja ai avut câteva proiecte, eu mărturisesc, vizual mie mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc. Dar vreau să le spunem prietenilor noștri, pentru că această emisiune are tocmai acest scop de a aduce ieșeni în fața ieșenilor și nu doar ieșenilor, care au idei, care vin cu ceva care să aducă o plus valoare orașului, comunității noastre. Se folosește sintagma asta, arhitectura zilor noastre, iar arhitecții cumva sunt îndemnați, ne îndemnăm toți unii pe alții să facem arhitectura zilor noastre. Probabil că asta fac și eu. Cumva lucrul ăsta mă duce cu gândul la perioada când se făcea arhitectura respectiv comunistă, toți să facem lucrul ăsta. Probabil că uneori mărturisesc public lucrul ăsta, mai făcut și arhitectură considerată ca fiind de o calitate mai joasă, pastișe. Pastișa asta cumva imită un stil istoric, știți? Și cred că am mai făcut și lucruri din astea. Mi le asum, le-am pus pe site-ul meu. Încerc să fac când chiar sunt constrâns sau când, să zicem, datum sau situl respectiv chiar te direcționează sau te condiționează către așa ceva, încerc să fac o pastișă de calitate. Dar, în general, evit să fac lucrul ăsta. O pastișă de calitate ce ar însemna? Un stil istoric interpretat într-o cheie modernă. Nu este ușor. Asta presupune rafinament, presupune foarte multe calități. Probabil că o parte din ele le-am, probabil că o parte din ele sunt în curs, sunt work in progress. Arhitectura zilor noastre ar însemna materiale, tehnologie contemporană și aplicată, bineînțeles, cumva ținând cont de ceea ce se construiește în zilele noastre. Este greu pentru că la componentele astea, la asta istorică, la cea contemporană, dacă mai adăugăm o componentă care ar fi, să zicem, identitară, adică totodată o a treia variabilă în ecuație ar fi cea a unor caracteristici identitare ale arhitecturii pe care o faci. Ei, și nu e o ecuație doar cu trei necunoscuți, mai este și a patra, pentru că trebuie să ai și o arhitectură care să te reprezinte, să regăsească identitatea cumva a autorului, să regăsească, adică să fie un stil propriu personal inconfundabil. Cine vede o construcție propusă de tine, să știe, îi aparține clar, cu toate. Să spună, deci vorbim de ecuații cu patru variabile. Nu este ușor, este foarte greu. Presupune să fii un abil jonglor, să fii o persoană foarte fină și cu foarte multă cultură și prezență de spirit, cultură, ca să ai un bagaj de informații suficient de vast, iar prezența de spirit ca să știi să o procesezi, să știi să o destilezi și să știi să surprizi esențialul. Cred că ar mai fi și a cincea variabilă în ecuația asta. Da, am înțeles. Ar fi faptul că trebuie să fii spontan, să surprinzi, foarte multe lucruri ne așteptăm să le regăsim. Atunci, e stilul respectiv sau e persoana respectivă sau am înțeles despre ce este vorba. Ei bine, nu, egal cu tine însuți în permanență, să păstrezi oarecare coerență, dar să vei cu ceva nou în permanență. Deci a cincea variabilă ar fi componenta asta de noutate și de spontaneitate. Bun. Și acum, văzând diverse clădiri, că mergem în zona metropolitană, de ce totuși proprietarii, că-s români, că-s străini, merg pe zona asta unor case foarte mari, în stilul un acoperiș, sau merg pe un stil care imită grotesc, aș putea să spun, anumite lucruri? Vorbeai de pastișă, vorbeai de a aduce un stil a unei clădiri vechi, al imita oarecum. Nu prea vedem așa ceva în orașul nostru.
Adică sunt niște construcții, le vezi tu, monstruoase. Pentru, chiar și pentru mine, care o să da. De specialitate. Spunea, e clar, e nevoie de cultură, e nevoie de da. Evoluție și financiar trebuie să stai destul de bine ca să poți să-ți permiți produs un arhitect de calitate. Da, da. Pentru oligarhii ruși făceam ceva de genul ăsta. Nu toate. O parte din ele parte erau din maniera asta. Și atunci ei veneau în Italia, în Franța și vedeau cumva Coasta de Azur, Monte Carlo și erau multe clădiri de tipul ăsta. Impresionat. Și ar fi dorit și ei să aibă o parte din da, Italia, din Monte Carlo, din Coasta de Azur. Undeva în Kazakhstan. Da. Da? Și atunci, bineînțeles că lucrurile astea s-au născut acolo în Italia. Cumva. Văd că asta este gara. Chiar da, e... stilul modern este italian, dacă e să... Da, 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 da. Ce-a mai rămas din și acolo... Sunt clădiri, cred că... Aici avem... Palatul Dogilor, cred că e... Da, da, e luat ca modern. Aici avem, iată, cred că unul dintre cele mai reușite restaurări, Sfântul Sfânt Biserica Sfântul Sfânt. Da, și eu am apreciat, sigur. Păcat că la interior un pic... Nu vreau să nu, e, ai dreptate. E bine să fim critici. Nu trebuie să ne abținem din critica și din dorința. S-ar fi putut mai bine, să zicem, pictura aia murală de acolo. Cred că s-ar fi putut un pic mai... Bun și... un pic cu mult mai... Aș vrea să completăm dialogul nostru. Da. Cum mai încadrăm acum? Iată că avem... Iată, Biserica Sfântul Nicolae Dumnezeu. Da. Am avut Palatul Foarte Culturii. Foarte controversate la vremea respectivă. Comitul lui Nuia a fost o afacere tulburătoare la momentul respectiv. Practic nu mai avem un Sfântul Nicolae. Un reper pentru noi. Un landscape. Dar e un landmark. E un reper. Iată, avem Teatrul Național. Cum mai încadrăm noi aceste clădiri? Mai în spate, iată, se va vedea Institutul de Anatomie, Universitatea de Medicină și Farmacie. Foarte controversat și teatrul la vremea respectivă. Poziția cam... Nu prea e natural. Avem Catedrala Metropolitană, avem trei erari. Cum mai protejăm noi aceste clădiri? Pentru că, iată, deja zona Splaibachului, construcțiile apar, e bine, e normal, dar cum le vom mai pune noi în valoare? Probabil că o să... Chiar încereți lucrul ăsta, responsabilitatea este a dumneavoastră. Cred că o să dau dovadă de un pic de aroganță și o să-mi permit să dau un sfat. Te rog. Sfatul este destul de la îndemână. Deci dacă cei de la Oradea au putut, cred că s-ar putea și aici. Da? S-ar putea și aici. Cum s-ar putea și aici? Deci, probabil că în primii ani ai unei candidaturi ar putea fi luate niște măsuri mai puțin populare și s-ar putea găsi așa fel încât monument. Primăria, nu, da. Funcționarii, că totul pleacă de acolo, corect. Să fie un pic mai drastici, mai atenți, mai severi. Angajați pe criterii de competență. Sunt foarte multe glume. Cândva se făceau pe seama lui Bulă. Da. După aceea se făceau pe seama polițiștilor. În ziua de astăzi lumea începe să facă, pentru că e o supapă de refulare, pe funcționarii publici. Așa este. Deci ceva este, nu că e o părerea mea sau sunt fie cu o realitate este, se întâmplă ceva. Ceva este că dacă nu ies, nu foc cu fumul, știți, e o consecință a focului, fumul. Și atunci cred că primarul de la Oradea a găsit o soluție, așa, disponibilizând un număr foarte mare din funcționari publici. Măsură nepopulară, pentru că toți erau rudi dintre ei și toți știm foarte bine bancurile cu, așa, da. Și cu jumătate din oraș, pentru că erau ok. Încrengături și așa. După un an de zile, au arătat, uite, cu banii economisiți de acolo, am făcut un pod peste Criș. Un lucru concret. Da. Se vede, palpabil. Ok. Iar cei rămași au fost pe criterii de competență lăsați, okay, da. Trăinuiți și făcuți niște funcționari care nu au nimic mai prejos decât un funcționar public, ba mai mult. Sunt niște profesioniști în domeniu, care la rândul lor și-au făcut echipe și au avut un obiectiv unic, ăla de a absorbi fondurile europene. Noi avem o rată de absorpție undeva 20-25%. Jenant. Deci noi plătim comunității europene tot felul de taxe și impozite și așa mai departe. La rândul nostru, când ar trebui să luăm, nu luăm, pentru că... Mai greu.
Ei bine, ei au fost focalizați pe lucrul ăsta. Cum să obținem fondurile respective? Și au făcut echipe pluridisciplinare de buni profesioniști angajați pe criterii de valoare selectați, în care au fost manageri de proiect care au fost funcționari, dar buni funcționari cu școală și pregătiți, care și-au format în jurul lor echipe de profesioniști, care aveau ca target fondurile alea europene, pe obiective clare și pe deadline-uri precise. Și asta au făcut. Și iată rezultatul, vedem. Deci, ce îmi spuneți despre Cuza Vodă, despre Ștefan cel Mare, că sunt și acolo, Lăpușneanu, da. Băcurare, etc. Se pot face în felul ăsta. Sunt diverse linii de finanțare, cu diverse, nu le cunosc. Dar sigur, se pot, cine este interesat poate să afle cum se accesează fondurile respective. Poate afla cum se accesează. Eu te-aș completa aici, îmi permit. Poate ar fi complet anormal să faci parte dintr-o comisie de urbanist și să fii și dezvoltator imobiliar. Ca să fiu mai subtil și mai elegant. Nu știu la ce vă referiți. Am înțeles. Că și de acolo pot apărea discuții controverse și așa mai departe. Mai avem câteva minute. Cum vezi tu o evoluție plecând de la ce se întâmplă în orașul acasă la tine și ce se întâmplă la nivel de construcții în lume? Pentru că vedem pentru noi necunoscători lucruri din ce în ce mai futuriste, poate pentru alții din ce în ce mai minimaliste, mai simpliste. Care e viitorul pe care îl vezi tu în a construi în arhitectură? Este o întrebare foarte grea, care mi-o pun și eu destul de frecvent. Este un dialog interior cu mine însumi, în care încerc să elucidez problema asta. Se vede că nu sunt singur în situația asta, probabil că o bună parte dintre noi ne aflăm. Știți, este teoria sistemilor. Societatea și o criză într-unul din subsisteme se poate propaga în întreg sistemul sau o criză în sistemul mare se regăsește în toate subsistemele. Vă dați seama că dacă la nivel, că de la asta am plecat, social, de comunitate, este o problemă, nu ne putem aștepta că avem politicieni responsabili. Avem politicieni care ne reprezintă pe noi, pe cei care am votat și pe cei care s-au ales acolo. Aș invita pe cei competenți și care au ceva de spus să facă politică și să încerce să schimbi câte ceva. Pentru că dacă ne așteptăm ca va veni cineva, nu știu, de undeva, da, de sus, să ne administreze. Da. Bun, va veni cineva, dar întotdeauna își va lua, da, va lua el deciziile și va face ce bine pentru el. Probabil că este un pic haotic modul în care exprim ideile. Ideea este că urmăresc un fir, nu întotdeauna reușesc să-l duc până la capăt, vine următoarea întrebare. Deci, eu cred că la nivel individual, societatea este formată dintr-o multitudine de indivizi până la urmă și nu e o multitudine, nu e o sumă de indivizi. Ca să fie conceptul de comunitate, indivizii aia au obiectivi comuni, au un trecut comun, au preocupări comuni. Este un ceva care îi leagă și îi face să fie împreună. Lucrul ăsta ar trebui să fie Iașu, iar noi probabil că ar trebui să fim o comunitate, da? Mai mult decât o sumă de indivizi care își urmăresc interesele personale. Pentru că interesul colectiv aduce niște avantaje pentru fiecare dintre noi. Dacă noi urmărim individual avantajele respective, nu ajungem la niciun... Este o perpetu și încrâncenată luptă a noastră cu noi, unii cu alții, fără să ducă nicăieri. Deci, cred că totul pleacă de aici, de la simțul civic, de la care am început la începutul dialogului nostru, care l-am pomenit, zicem, la începutul dialogului nostru, este vorba despre simțul ăla civic, care trebuie să nască, să crească și să dezvolte și sper cât mai rapid, că totul pleacă de acolo. Simțul ăla civic se reflectă în felul cum votăm, se reflectă în felul cum ne
cum ne comportăm în oraș, felul cum reglăm volumul la muzică, felul cum ne îmbrăcăm, felul în care comportăm în trafic, felul cum construim, sigur că da. Cred că... Să sperăm că așa, într-un ton realist... Pe deci care... este o poveste despre noi, nu este o poveste despre politicieni sau despre clădiri, este o poveste despre oameni, pentru că noi, dacă avem un... spunea cineva, cel mai mare dușman al nostru nu sunt unii sau alții, este ignoranța. Probabil că dacă vom citi mai mult, dacă vom încerca să ne înțelegem unii pe alții mai mult prin un exercițiu din asta de empatie, probabil că vom avea obiectivul ăsta care înseamnă comunitate. Și de acolo, de la conceptul ăsta de comunitate, cred că foarte multe lucruri se pot îmbunătăți. Se pot îmbunătăți cu acest gând al tău și îți spun că dacă vei accepta, mi-aș dori să ne mai întâlnim, să vedem și evoluțiile în timp a lucrurilor pe care le-ai spus tu vis-a-vis de ceea ce înseamnă arhitectură. Poate vei veni cu un proiect nou, pentru că acum a fost doar așa o ediție în care l-am prezentat pe omul și arhitectul, cum gândește Marius Bortaș. Iată, dragi prieteni, e bine să coagulăm, dacă tot vorbim de o evoluție, în tineri foarte buni, oameni profesioniști care vin și vor să schimbe ceva. Cu toții sunt convins că sunteți deranjați estetic când urmăriți ce se întâmplă în evoluția orașului nostru. Să nu uităm, Marius, că vorbim de edil. Când ne adresăm celor care sunt la primărie, ne vorbim de edil. Ei, edil, edilitar, ține de construcție, de ceea ce înseamnă un oraș. Nu întâmplător. Bine, nu putem folosi, că se mai întâmplă asta, cât un primar de țară, edilul de acolo. E, nu prea edil, că nu prea are multe construcții. Îți mulțumesc frumos, îți urez mult succes. Vă mulțumesc și eu. Te vom urmări dacă ne vei invita. Casa noastră este deschisă pentru că trebuie să schimbăm oarecum maniera de a gândi. Foarte frumos, cum ai spus tu, e vorba despre noi, despre noi. Să știți că mai avem material pentru câteva emisiuni, dar acum... Cu siguranță, vor mai fi, cu mare plăcere. Protagonist. Cu mare plăcere, cum să nu. Astăzi, iată, Marius Bortaș, arhitect, un om care a mers, a plecat, a studiat, a construit și s-a întors acasă. De ce să construiască doar pentru oligarhii ruși sau din zona slavă, când ar putea construi pentru orașe, pentru... Sper că nu aceleași lucruri. Bun, bineînțeles, cu siguranță. Să mai salvăm și din ce mai poate fi salvat legat de orașul nostru istoric, pentru că așa ne vom pierde individualitatea. Lucrurile pe care le construim noi, betoane, sticlă, moluri, sunt oriunde în lumea asta. Nu e o problemă, dar specificul, dacă ne pierdem, atunci, într-adevăr, vom avea o problemă. Și vă îndemn și pe dumneavoastră să vedeți fotografii cu Iașul din perioada interbelică, să dăm un exemplu, și veți vedea ce atmosferă, așa cum spuneai și tu, de la felul în care se îmbrăcau oamenii, se comportau pe stradă și la felul în care arătau clădirile. Încă o dată, mult succes, mulțumesc mult, le mulțumesc prietenilor noștri. Mâine ne reîntâlnim în același interval orar, de data asta mergem pe zona academică. Am avut invitați toți sectorii, trebuie să fie invitat și domnul profesor universitar, doctor inginer Gerard Jătărean, Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară Ion Unescu de la Brad. Domnia sa va intra pe Skype pentru că e și această situație legată de COVID. În final, stați safe, haideți să respectăm regulile, doar așa putem merge mai departe, dragi prieteni. După amiază plăcută în continuare, mai bine, la revedere!